Domnule vicepreședinte, ce măsuri a luat Consiliul Județean pentru a combate pandemia de coronavirus? Conform hotărârii prefecturii și a Comitetului de Coordonare a Măsurilor împotriva pandemiei, s-a dispus ca instituția noastră, Consiliul Județean, să participe și chiar cu obligativitatea de a face în această combatere, în această luptă împotriva virusului. Ei, în această idee s-a identificat de către Spitalul de Infecție, s-a identificat o altă clădire care este în funcțiune actuală de spital paliativ și este în domeniul privat. Este vorba despre clădirea Spitalului Polaris din Suceava. Această clădire s-a dispus a fi închiriată de către Consiliul Județean pentru a se extinde spitalul de infecțioase. Noi astăzi am luat această hotărâre de a face, în conformitate cu ordinul emis de prefectură, se vor găsi metodele medicale pe care le gestionează Spitalul de Infecțioase, metodele sau modul de preluare administrativ în urma negocierii și discuțiilor cu proprietarul spitalului s-a optat pentru metoda de închiriere. Valoarea de închiriere va fi stabilită de către un expert ANEVAR și astfel va fi respectat ordinul prefectului.